În momentul ăsta nici nu mai știu ce să zic ca să nu-mi iau demonetizare. Ultimele 3 videouri, boom, demonetizate. Ăsta cel mai probabil demonetizat. Așa că aș aprecia dacă aș pune o lumânare la biserică să vă rugați la zei YouTube-ului pentru mine, vă rog frumos, ca să nu mai iau demonetizare și dezactivați adblock-ul. Dar pe lângă asta, bă, tu ăsta de verifici videoclipuri și le remonetizezi. Bă, frate, zici și mie o vorbă bună, știi? O vorbă bună, pune-te rog frumos la Greta sau cum dracu cheamă pe aia, la Jetta, să nu mai monetizeze, să nu mai demonetizeze, Doamne ferește. Dorian Popa scoate piesă cu Shelly care zici că e soundtrack oficial de la Mad Max dacă ar fi family friendly. Informez că de acum poți să devii membru al canalului dacă apeși pe join sub clipul ăsta sau pe pagina canalului, pe pagina principală a canalului, dacă apeși acolo join sau alătură-te sau whatever în ce limbă ți ție YouTube-ul, poți deveni băiat oficial curat. Băiat curat oficial și beneficiezi de chestii cum ar fi Discord privat unde o să vă trimit videoclipuri înainte și o să vorbesc cu voi și chestii de genul care încă nu e gata, dar o să fie zilele astea. Apare în fiecare episod, primești jocuri gratis și poți juca cu mine jocurile respective când o să filmez. Și pe lângă asta, când lași comentariu, o să-ți apară lângă nume ceva foarte, foarte cool și toți prietenii tăi o să te adore. Și știrea cea mare, bă, Five Gang scoate film. Stai să mă pun mai bine. Da, mă, film. Five Gang, un altfel de Crăciun, official movie trailer. Dar de ce ați scris în engleză movie trailer? Suntem în România, hei, nu știe Anglia. Suspans, nebunie, împușcături, John Wick de România, tot ce vrei de la un film cu vlogger. Chiar aseară, frate, stăteam eu liniștit și mă gândeam că, bă, frate, ce aș vrea un film de acțiune cu vlogger români, așa la un by the way, știi ce zic? Să văd acțiune orientală românească, vlogărească. Dar vă întreb eu pe voi acum, bă, film Five Gang, oare ce o să fie în el? Facem așa un... ne gândim. Facem un ne gândim. Ce o să fie în el? Bă, eu zic că o să fie bani, mașini, femei, copii, că, na, fanbase-ul, și glume proaste. Eu așa zic, acum o să vedem, bă, dacă o să fie așa sau nu. Soluția e simplă, îl înlocuim pe Shelly. De Shelly ați auzit ceva? Ai șlițul desfăcut. Polițist rău, polițist bun? Ca în filmele americane. Nu așa, invers gen. Bă, pune-te la pământ, auzi? Pune-te la pământ jos. Nu știu de voi, dar eu greu mi-l imaginez pe Vali într-o scenă în care se aude "Îți dau năniță". Bă, o să aveți nevoie de protecție să vă uitați la acest film, de-aia vă prezint cea mai protecție anti-cringe care te protejează și de lumina albastră dăunătoare pe care o emană ecranele de care noi suntem obsedați și la care ne uităm zi de zi, ore întregi. Ochelarii Raven te apără de aceste chestii. Plus, filtrează razele UV și ajută la eliminarea simptomelor de oboseală și îmbunătățește calitatea somnului. Un gamer odihnit este egal cu un gamer fericit. Da, nu sunt numai pentru gaming, chiar sunt foarte șmecheri ochelarii ăștia, sincer să fiu. Băieții au depus foarte, foarte mult efort în treaba asta cu ochelarii. Se vede chestia asta și din unboxing, deci hai puțin la unboxing. Mare unboxing ce facem, bă, uitați cât de șmecheră e cutia asta de gen în care au venit. Cred că are și un mesaj aici ceva. Mamă, scrisoare, frate, drag Bogdan, Raven Venom, de-abia aștepta să te cunoască și să facă parte din universul tău de zi cu zi. Ce firmă mai pune atâta pasiune în împachetarea produselor lor că vă scriu și scrisoare cu numele vostru? Și o să vă vină și vouă. Bă, e o cutie foarte, foarte șmecheră, gen chiar nu am băgat pur și simplu niște ochelari într-o cutie, așa e. Enjoy your digital time. Ok, frate. Mamă. Și aici avem ochelarii. Ok. Boom. Ochelarii. Looks cool. Arată bine. Avem un săculeț unde să punem ochelarii. Avem din asta de șters ochelarii, trebuie să iasă. Presupun că aici poți să-ți pui și ochelarii, cum ar veni un case, sau greșesc? Vorbesc prostii? Ba nu? Damn! Deci primești tot kit-ul, practic, când îți cumperi o pereche de ochelari. Ok, și acum aici avem o chestie. Chestia asta se numește corector de postură.
un fel de ham, să zic așa, care o să vină pe spatele tău și te face să stai drept tot timpul cât stai pe calculator, te împiedică practic să stai focoșat. Eu o să folosesc chestia asta foarte mult, că și eu am niște probleme, sincer, cu spatele, de la prea mult stat pe calculator. Folosiți cod RED pentru reducere. Ok, deci astea sunt ochelarii și corectorul de postură, care eu o să-l folosesc non-stop, mai ales când stau la calculator, pentru că vreau să-mi reglez postura. Aveți link în descriere și plus cod promoțional RED, aveți reducere de 20 de lei și plus aveți și transport gratuit la toate produsele. Nu, frate, nu Easy-urile lui Gami OS, acum nu mai are Easy în picioare, acum nu mai e Gami adevăratul, frate. Nu se poate. Helga! Domnul polițist, eu chiar mă grăbesc, chiar te la să ajung. La pușcărie? Unde vrei să ajungi? O, da, explozie de testosteron. Ying Yang Boys, Ying Yang. Îți dau neniță și explozie de testosteron, hâț, egal, balansul perfect. Nu? E lumina ochilor mei. Bă, de unde ți-a luat, mă, carne tu, bă, țărane? Vrei să vin după tine? Așa, ce ziceam? De cât de calm ești? Bă, pe neașteptate ne-o lua pe toți exploit în filmul Five Gang după ce a fost dat afară din Five Gang. Bă, sunt tare curios cum o să fie treaba, că sunt sigur că o să facă o scenă în care îl dă afară din gang pe exploit și chestii de genul. Dar dacă ei o dat diss lui exploit și tot a fost fake, numai de aia ca să facă subiectul hype și să facă bani? Na, n-are cum. Dar dacă... Bă, e grav! Cometă? Zombie? Se desfințează vacanțele? Niște hasli, frate! Ce mă bucur că n-a murit haz în România odată cu moartea celei mai amuzante comunități existente, Junimea. Ce mă bucur, frate, că n-a murit încă. SAS! În cantități industriale! Miroase Rap Battle. Impresionați-mă! Aduc zahăr cu busare. Rap Battle. No, bă, chiar sunt curios de ce Rap Battle o să facă domni. Oricum, dacă nu văd Nelly versus MC Chob, atunci e degeaba, frate, îmi vreau baie înapoi. Eu rău, tu bun. Să fiu și eu rău. Uite, măi, nu mai face. Băi, cu fața aia de bebeluș de 40 de ani. Suntem Five Gang. Bă, dar pentru câți bani o să aducă filmul și ce buget ați primit de la stat, puteați, bă, să vă luați și voi o palmă pe bune. Gen, eu dacă aș fi fost în filmul ăsta, bă, aș fi luat Oscar, frate, la ce acting aș fi făcut, ați înnebunit. Bă, încasez o palmă ca lumea să nu pară cadru că e făcut de profesorul expert Sherry Vlogs. Înțelegi? Încasez o palmă, da. Dar după încasez bânetul gros. Mă, trebuie... N-aveți Bog Division, n-aveți... Hai, nu... Trebuie să-i învăț, mă. Cât de 30 de mii? Mai ia, bă, 30 de mii! Că pe cine nu trebuie pe coadă? Dorian! N-ai cum, frate, nu există scenă mai blană decât asta, bă. Deci eu, dacă m-aș duce la filmul ăsta, să știți, bine, eu oricum o să trebuiască să mă duc, că trebuie să fac content. Dar dacă nu ar fi trebuit să mă duc, bă, ar fi doar pentru scena asta. Bă, m-a impresionat maxim faptul că Dorian Popa trage glanțe cu pectoralii, gen din pectorali. Eu știam tot timpul ăsta că Dorian e ultimul erou al lui Stan Lee, dar așteptam confirmarea, așteptam să văd când își va înlănțui puterile și... Ok, frate. Ce, mă, mai râși și tu, nu-ți place umorul? Cum? Nu-ți place umorul? Hai. Ok, bă, deci ăsta a fost trailerul. Bă, n-am înțeles foarte multe din trailer, sincer. Nu a fost făcut foarte bine trailerul, în opinia mea. Cel mai probabil Shelly l-a montat. Deci, bă, Shelly, dacă duci la clipul ăsta, puteai face o treabă mai bună cu trailerul ăsta. Putea să se joace cu cadrele alea mai mult, știi? Să-l facă mai interesant, să-l facă mai intens, să faci să înțelegi care e acțiunea, că n-am înțeles, e un ghiveci acolo, că a luat niște faze care li s-au părut lui interesante și le-au pus așa. Singurul lucru ce m-a captivat din trailerul ăsta și am zis că, bă, să-mi bag, a fost scena aia cu Dorian Popa, aia e gold. Împușcă glanțe de testosteron din pectorali, gold. În rest, bă, nu mi-a dat kilometrajul înapoi, sincer, să fiu trailerul ăsta. Îți tare curios, sincer, cum o să iasă filmul, pentru că, bă, e un film făcut de vloggeri, care a primit buget de 100.000 de euro de la stat. 100.000 pe lângă bugetul alocat de Global și sponsor și whatever. Sunt curios să văd dacă o să reușească să facă un film care nu e cringe.
neintenționat. Dacă e cringe intenționat, bă, mai înțeleg, dar să fie și cringe-ul ăla cu bun simț și amuzant, știi, și atunci e ok, dar dacă e cringe neintenționat, atunci nu-i bine. Adică, bă, de ce să mănâncă ca și să zică, bă, o să fie de căcat filmul sau o să fie nașpa filmul, numai de aia pentru că mie nu-mi place muzica la Five Gang și nu-mi place pentru că îți iei niște cocalari, dar poate să fac un film care o să fie ușor de vizionat și o să fie amuzant, care, bă, frate, să zici că, bă, ok, a fost drăguț, I don't know. Se poate, adică totuși până la urmă îs vlogger, frate, îs vlogger și comedianți, din câte am observat în mare parte, ceea ce înseamnă că, bă, nu poți să te aștepți la performanțe de Joaquin Phoenix sau I don't know, înțelegeți ce vreau să vă zic? Deci da, nu, n-o să văd filmul ăsta așteptându-mă să văd următorul film nominalizat la Oscar. Nu, o să văd filmul ăsta ca și cum, bă, te rog frumos să nu trebuiască să-l închid după jumătate de oră. Știu că era mare vâlvă cu faptul că o lua bani de la stat pentru filmul ăsta. E ceva bun pentru toți vloggerii, youtuberii, influencerii de ăștia, gen noi, înțelegeți? Ceva bun pentru noi pentru că, bă, se vede că, bă, statul chiar vede și își dă seama de impactul pe care noi îl avem asupra populației tinere și nu numai populației tinere. Ce înseamnă că o să investească în viitor în mai multe chestii de genul. Ceea ce e ok. Gen, se pot face multe proiecte super, super geniale, frate. Numai trebuie să fie omul potrivit care să le facă sau whatever, oamenii potriviți. Da, puteau fi dați banii unor alte filme care probabil ieșeau de 10 ori mai blană decât ăsta, dar n-aduceau la fel de mult profit. Dacă stai să te gândești, filmul ăsta, Five Gang, e o mașinărie de bani. De ce zic chestia asta? Gândiți-vă la câți copii o să meargă cu vârstele cuprinse între 5, 6, 12 ani. Și de ce zic copiii ăștia? De ce mă leg de copiii ăștia? Pentru că, bă, copiii ăștia o să se ducă cel mai probabil la cinema însoțiți de unu sau doi părinți sau poate chiar trei sau toată familia. Deci, automat, nu-și cumpără numai copilul bilet, își cumpără și părintele și al doilea părinte, și bunica, și câinele, și țestoasa. Înțelegeți? E o mașinărie de bani. Oricum, nu pot să-mi dau cu părerea mai mult pentru că n-am văzut filmul și da, o să trebuiască să-l văd, din păcate, că na, asta înseamnă să fii the real Red. Nu puteam să mă fac și o gamer de Clash Royale sau ce se joacă copcii acum, ăsta, Brawl Star, sau cum dracu se numește. Bă, noroc că am ochelarii protectori care să mă apere. Sper că v-a plăcut acest The Real News. Vreau să vă mulțumesc celor de la Raven că m-au sponsorizat, că au sponsorizat acest clip. Următorul episod o să fie luni de la 19:00, dacă o să am despre ce să vorbesc, bineînțeles. Dacă nu, atunci n-o să fie. Pentru că nu mă apuc să vorbesc eu despre ce am făcut în fiecare zi într-un The Real News, pentru că astea nu sunt știri. Bine, nici astea nu sunt știri, practic. De aia se numește The Real News, v-ați prins. Oricum, o să apară episod nou mâine și luni o să apară episod nou, chiar dacă nu o să fie The Real News, o să găsesc eu ceva interesant și fain care ce să pun. Nu uitați să vă uitați la ultimul episod pe care l-am pus, a fost un episod cu momente fain de pe CSGO, chiar o ieșit șmecher, m-am distrat foarte tare când l-am făcut, mi-a fost dor să fac episoade de genul și sigur o să vă placă, deci uitați-vă, dați acolo un ochi, o să-l pun și la finalul clipului în end screen. Da, nu uitați că puteți deveniți membri de acum, da, live în fiecare seară de la 9, chiar și acum poate e ora 9 sau mai trecut sau trecut de 9 sau înainte de 9, deci dacă e înainte de 9 o să fiu live de la 9, dacă e 9 sau trecut de 9 sunt live, ok, ne vedem acolo. Follow pe Insta, chestii de astea, da, v-am pupat. As I enter the dojo, blunt wraps in back pocket, I tighten my kimono, it's the only thing I'm rocking, left my sandals by the door, and I threw away my drawer, because a ninja smoking more, but now I'm thinking about stopping, man, I'm lying, I'm not tight, tyrant, blind migrant, at one time he tried to balance, but on his eyelids, no fine dining.